Bun găsit, stimați telespectatori! Iată-ne din noi împreună în cadrul ciclului de emisiuni Comore ale Ortodoxiei pe postul Trinitas TV al Patriarhiei Române. Pentru această ediție intenționăm să evocăm figura luminoasă și în același timp jertfelnică a Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul, cel de la cărui sfârșit în, în luna septembrie a anului 1716 se împlinesc anul acesta 300 de ani. Pentru a evoca figura luminosului nostru, Ierar Cărturar, l-am rugat să fie prezent alături de noi și de această dată pe domnul profesor. Radu Ștefan Vergati, membru al Academiei Oamenilor de Știință, pe care îl salutăm cu bucurie și mulțumim pentru acceptarea de a fi prezent alături de noi, intenționând așadar ca împreună cu domnia sa să parcurgem răstimpul acestor decenii de la cum până secolul 17-18, când Antimi Vireanu a marcat prin personalitatea sa în mod deosebit, viața bisericii din țara românească, viața, am putea spune, în general, a țării românești din acea perioadă, dar mai mult decât atât, am putea spune că a marcat și istoria tuturor provinciilor românești din acea perioadă prin personalitatea lui dar mai apoi și posteritatea românească până în zilele noastre. Așadar, stimate domnule profesor, să încercăm să evocăm acum pentru telespectatorii noștri începuturile modeste ale acestui tânăr care avea să devină ilustrul ierarh de mai târziu, mitropolit al țării românești, între 1708-1700. 16, undeva în părțile Gruziei, în părțile Iviriei, pe la 1650, anul fiind desigur relativ, având în vedere numai faptul că venirea lui în țara românească, care va constitui un punct special în această emisiune a noastră, s-a petrecut când el era deja matur, deci nu a venit aici de copil nu a venit aici nici când ajunsese la vârsta bătrâneții, ci a venit ca un tânăr, ceea ce presupune că, într-adevăr, cândva pe la începutul celei de-a doua jumătăți a secolului al XVII-lea este posibil ca el să fi venit pe lume în Iviria, în Gruzia. Mulțumindu-vă pentru invitația de a participa la această emisiune, mai mult decât atractivă pentru orice om de cultură, sigur că sunt obligat să spun că până nu de mult despre Antim se discuta ipotetic. Astăzi, datorită cercetărilor și scoaterii la lumină a noi documente scrise, se poate trece de pe tărâmul ipotezelor pe cel al certitudinilor. Sigur că se știe despre antimivirea, nu? Datorită cercetărilor unei neobosite femei gruzine, Fanny ei, că este născut cândva în jur de 1600 1650-1660, în Gruzia, unde, la vârsta de 16 ani, niște locuitori din Dagestan, de obicei tâlhari care luau prizonieri tineri și îi vindeau negustorilor de robe otoman, l-au prins pe acest tânăr Androu, 16 ani, și l-au dus... Spre vânzare într-un târg de robi, de sclavi din Istanbul. A fost aici o problemă pe care a discutat-o cu mine unul dintre specialiștii în domeniu și el își punea problema să fi fost dus la Ierusalim pe uscat toate indicațiile din ultimul timp, indicații date în special de documente grecești, oarecum publicate de mult, dar ne luate în seamă, publicate de Alexandros Papadopoulos Kerameo, pe urmă reluate și discutate în diverse forme, ultima dată le-am discutat eu, împreună cu o veche colaboratoare a mea, cu doamna profesoară Agnes Terezia Eric, directoarea Bibliotecii Județene Dâmbovița, am arătat că în aceste noi documente scoase la o lumină, se arată foarte clar. În 1709, de către Hrisant Notaras, nepotul patriarhului de Asitei Notaras, Hrisant a ajuns și el patriarh, Hrisant care îi scrie vel Harnicului Văcărescu că în acel moment este oarecum împăcat cu Antim cu care fusese în relații mai reci. Și scrie despre Antim că acesta a fost găsit la un târg de robi și cumpărat de unchiul său dositei. Unchiul său, remarcând calitățile deosebite ale tânărului, calități în broderie, în sculptura în lemn, în scriere frumoasă, în capacitatea de a învăța cu ușurință limbile arabă, turcă, greacă, l-a luat pe lângă el. Ca să-l poată lua pe lângă el și a-l transforma în monah, asta vă spun că este știut, a trebuit să respecte canoanele Sinodului 4 de la Calcedon 451 și anume Canonul 4, care prevedea ca un om să poată fi transformat în monah, adică să fie tuns ca monah, numai dacă era liber. Și atunci Adositei l-a eliberat l-a eliberat din starea de robie și l-a transformat în monah. Altfel, nu putea să fie transformat în monah. Un om care era în stare de rob nu putea deveni monah. Devine în această stare și dositei începe să investească în el, în învățătură. Să învețe, în primul rând, limba greacă, limba osmană, limba arabă, să învețe să scrie frumos și îl ia cu el în vizită la Patriarhul Moscovei, la Ioachim. Sigur că pentru tânărul Ando, Andrei, devenit antim ca monah, a fost foarte important acest drum. A învățat din modul de comportare, din canoanele înalților ierarhi ortodoxi. Nu știu dacă vă dați seama, dar el era atunci la cel mai înalt nivel, nivelul de patriarchi, în fața patriarhului Ierusalimului, care, deși era patriarh al Ierusalimului, își avea rezidența la Istanbul, și în fața Patriarhului Moscovei, care conducea o suprafață imensă. Profesora Penelope Stati de la Atena a arătat încă din 1999 foarte clar care este conținutul acestei scrisori a lui Hrisant către Ianachi. Ea a prezentat scrisoarea și în fața unor studenți români, atrăgându-le atenția că scrisoarea poate să fie de interes pentru ei, însă, din păcate, pentru ei și pentru noi, ei nu știau suficient de bine grecește ca să înțeleagă textul. Penelopistati a publicat atunci lucrarea ei și-a analizat scrisoarea cu multă atenție. Arată că atunci la Moscova începe Antim, tânăr monah, să învețe limba slavonă. Teofil Rendiuc, în lucrările sale despre Mazepa și despre Pilip Orlic, arată că Antim se desparte la Moscova de Dositei. Dositei se reîntoarce la Istanbul pe când acest tânăr monah, Antim, pleacă la Pecerska Lavra din Kiev. acolo învață cam între 1682-1686 Slavona. Avea talent pentru limbi și poate să învețe. La cererea lui Dositei pleacă în 1686 în Moldova, la mănăstirea Cetățuia, de lângă Iași. Aici la mănăstirea Cetățuia intră în legătură cu Mitrofan, marele și talentatul tipograf al tuturor românilor de atunci. S-ar putea, s-ar putea ca el să l-fi ajutat pe Mitrofan în vieților sfinților. În volumul 2 al vieților sfinților, la pagina 84, există semnătura tuturor celor care l-au ajutat pe Mitrofan. Nicolae, Ursu, Pavel, Dimitrie și un oarecare Andrei. S-a presupus, că acest Andrei ar putea să fie acest Antim, că, care ar fi semnat cu numele lui de laic. Greu de presupus, deoarece el era monarh și era într-o mănăstire. În 1686, însă, Mitrofan, episcop al Huşilor, este silit să fugă din Moldova în țara românească. Era invitat la București de Șerban Cantacuzino, care avea nevoie de un tipograf de clasă pentru tipărirea Bibliei. A făcut apel la Mitrofan. De altfel, Mitrofan și semnează la sfârșitul Bibliei ca tipograf și ca om care a făcut diortosia. Aici, la București, el lucrează sub supravegherea ispravnicului Constantin Brâncoveanu, viitorul domn, și creează o școală de tipografi. Aflând despre această muncă arodnică a lui, Patriarhul Dositei intervine din nou. Îi cere lui Antim, care devenise stareț la cetățuia lângă Iași, să plece în țara românească pentru a învăța arta tiparului de la Mitrofan. Dar grecii știau că nimic nu se putea face fără plată. Și atunci Hrisant scrie în scrisoarea lui către Ianache, că Dositei l-a plătit pe Mitrofan cu 200 de groși, 200 o sumă mare, pentru a-l învăța pe Antim arta tiparului. A fost un moment deosebit. Vedeți, dumneavoastră, dacă în 1689, 1689, când a sosit timp la București, a început să învețe arta tiparului, pentru el a fost o muncă deosebită pentru că lucra la tipărirea ultimelor exemplare ale Bibliei lui Șerban, care acum avea schimbată foaia de gardă, spunându-se că aceste noi și ultime exemplare vor fi tipărite și răspândite de către noul domn Constantin Vodebrâncoveanu, nepotul lui Șerban Cantacuzino. Începe o muncă extraordinară de învățare a lui Antim, arta tiparului, de către Mitrofan. Mitrofan nu poate sta mult timp cu el, stă până în 1691, când este numit episcop al Buzăului și pleacă la Buzău. Antim rămâne singur în acest loc. Rămâne singur ca șef al tipografiei mitropoliei țării românești. Nu Din era același an, 1691 datează și prima lui menționare expresă, până atunci nu apare, s-au -au tipărit alte cărți de între Biblie și acest uh, moment, 1691. Frații Greceanu. Da, frații Greceanu, dar el nu apare menționat, deși era prezent aici la București. Dovadă că era unul dintre cei din de echipă, din uh, ucenici. ucenici, să zicem. Chiar dacă începuse să deprindă niște învățământuri în arta tiparului și pe la. Cetățuia la Iași, în orice caz el aici a continuat. Aici în dat în, da, în 1691 așadar este prima carte care, în care apare numele lui Capitole îndemnătoare și în care semnătura lui figurează așa. În renumitul oraș al București, în anul Mântuirii 1691, în luna octombrie de către antim Ieromonahul. Deci această carte este cea care, că învățăturile lui Vasile Macedonelu către fiul său Leon, cea care este prima lucrare prima datorată lucrare. lui, efectiv ca și conducător al tipografiei. Însă, cu ce se afirmă el extraordinar, este cu Evanghelia greco-română. O lucrare bilingvă, într-adevăr Splendid ornamentată. Splendid ornamentată pentru că are calitatea de a ști să îmbine influențele barocului central european sosit la București prin filieră transilvaneană cu elemente ale curentului Laleli și atunci scoate niște splendide ornamentații în primul rând pentru majuscule, apoi pentru chenarul cărții și pentru literele care sunt tipărite. Este într-adevăr o mostră de artă tipografică. Nu am aici frontispiciul acestei, cartea de, de pagina de titlu, în limba greacă și în limba română. Deci De aceea se numește Evanghelia greco-română pentru că pe cele două coloane textul este absolut paralel. Iar aici este stema țării românești din această Evanghelie, această carte fundamentală pentru vremea respectivă. Evanghelia lui reluând textul Evangheliei mai ceva mai vechi, cu câți... am vorbit despre Evanghelia aceasta în 1682, varianta în limba română. Varianta da. în limba română. Și va mai relua varianta aceasta text, în limba română. Cu text paralel. Da. Ceea acum. ce este o mare realizare. Și tot el peste câțiva ani, acum anticipez într-o evoluția lui, după ce va trece la Snagov în 1694 va tipări o nouă ediție, de data aceasta, numai în limba română, nu mai în anul limba 1697. Român. El are meritul de a crea tipografia de la Snagov. Tipografia de la Snagov, deoarece are nevoie de mai multă libertate în muncă și în acțiune. Brâncoveanu era un domn destul de autoritar, și, aș spune, mână de fier în controlarea a ceea ce cerea el să se facă. Iar în timp era o fire destul de independentă. Mai mult decât atâta, el vroia să tipărească un manual al lui Cariofil, al lui Ion Cariofil, fost rector al înaltei școli a Patriarhiei Ecumenice de la Istanbul și aici avea nevoie de toată libertatea. Despre câteva nedumeriri și soluțiuni era titlul acelei cărți. O carte... În, aia este a doua. A doua. A doua 1697 da. este prima, este manualul. Este un manual care îi răspunde punctului de vedere al lui Dositei, exprimat într-un manual publicat puțin înainte la Iași, în 1691. Să reia discuția în 1697, când acum intervine răspuns la câteva nedumeriri, în care se pune problema raportului între preștiință divină, liberul arbitru, între creație și eternitate, mă rog, problemele fundamentale ale filosofiei și ale dogmei. Le discute nu numai Ion Cariofil. Textul lui Ion Cariofil este revăzut de Sevastos Kiminites, care era conducătorul Academiei Domnești de la Sfântul Sava și de stolnicul Constantin Cantacuzino. Sunt trei erudiți care lucrează la textul propriu-zis, dar intervine al patrulea, intervine Antim, care face diortosia și tipărirea. Deci această carte este rodul muncii, acest manual care răspunde la nedumerii, este rodul muncii a patru mari învățați a epocii care răspund lui Dositei. E, Patriarhul Ierusalimului, la rândul lui, și el un învățat în materie de dogmă ortodoxă, răspunde furios lui Brâncoveanu, care plătise, el stipendiase publicarea acestei cărți, că legile nu se fac în munții Valachii, ci se fac de către sinoade și de către în Basilei. Este un răspuns plin de enfază al Patriarhului Ierusalimului, care nu permitea să fie contrazis. Nu permitea, nu voia și aici intervine cu o duritate extraordinară. De fapt, a, e... Mă întreb, mă întreb da. altceva. Da. Dacă ar fi fost tipografia la București, ar fi putut să o tipărească? Nu cred. Că ar fi fost <laughs> mult mai mult supravegheat de Grecia. Atunci el a stat pe insula, acolo, la Snagov și și-a văzut de treaba lui. În toate că s este de observat un lucru, poate acum mă anticipez iarăși un pic evoluția pornind de la perioada la care ne referim. Faptul că în prima parte a activității lui în timp vreme el a fost e romanac, fără îndoială de mare talent, conducător de tipografie, stareț la Znagov, apoi venit în 1701 în București până în 1705, în primele etape ale activității lui ponderea între numărul cărților tipărite în grecește și în românești este în favoarea celor grecești. Uh, așa pro e exact programul. Aici. Da, 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 adică se vede clar că în, în momentul în care el a avut capacitatea de a înruri el însuși uh, programul editorial, ca să zicem așa mai ales din perioada când a fost episcop la, Buz, la, la, la Râmnic, Râmnic 1705-1708 și apoi mai ales când a fost mitropolit din 1708 înainte Până în 1716, se vede o balansare evidentă, pentru că de la situația România. aceasta, de pildă, situația când, în, în perioada când a fost la Znagov, Gumen s-au tipărit 15 cărți, dintre care cele mai multe erau în limba greacă, erau numai câteva românești, vreo 5 românești din acestea, cam același raport se menține și în perioada când el vine la București. Timp de câțiva ani, o perioadă foarte fertilă, de altfel, ca număr de tipări, 1701-705. Încep să se echilibreze lucrurile în anii când tipărește la Râmnic și se schimbă total raportul în perioada de, când a devenit Mitropolit, atunci când 11 cărți din cele 18 tipărite după 1708 sunt în limba română. Vom avea prilejul să evocăm acest lucru în continuare, dar am vrut să punctez o evoluție a lui din acest punct de vedere, în măsura în care el a putut la un moment dat să producă el însuși un program de introducere a limbii române în cult. Fără îndoială, paralel cu toate celelalte solicitări, pentru că era nevoie și pentru. Lumea grecească de carte tipărită pe care ei nu o puteau realiza acolo, în trefruntariile Imperiului Otoman. Era nevoie și de carte pentru alte populații, popoare ortodoxe, mă rog, georgienii și arabii și Alepu. O să vedem îndată în ce condiții s-a întâmplat acest ajutor mare din partea țării românești și aici și acolo, trimițând tipografii. În orice caz, este un un uh, creuzet, aș spune, foarte fertil în care se angajează în timp, începând încă din această perioadă, în care, în perioada egumeniei sale la Snagov, începând din 1694 până la începutul secolului următor, în 1701, este perioada cea mai luminoasă, cea mai fertilă, cea mai bogată, cea mai strălucită din, istoria, în, în, din întreaga istorie multiseculară a Mănăstirii Snagov. A fost o culme în perioada cât el a fost uh, egumen acolo. Că a fost o culme, mai ales ca acolo, nu trebuie să se uite, a apărut prima carte tipărită în limba osmană. Vedeți dumneavoastră, este o carte tipărită în 1701. Cu dublu text. Pe de o parte, un text în limba osmană, pe de o altă parte, un text în limba greacă. Cartea este tradusă de episcopul Serafim din Pisidia, adică din sudul Anatoliei. Unde era o populație creștină. Cartea aceasta se referă la o descrie a descriere a locurilor sfinte. El se descrie a locurilor sfinte ca să nu-i supere pe turci. Și strecoară câteva idei. Cartea a fost semnalată primar de Alessandru Papadopol Kerameu, și este în patru ediții, adică pleacă din 1701 și ajunge la 1789. Așa numitul proschinitar, proschinitar, proschinitar al muntelui Atos, care va fi completat ulterior când era mitropolit și cum proschinitar al muntelui Sinai. Este deci un fel de descriere. Da, e o descriere bani. a locurilor Sfinte. Da. Dar ceea ce este important este că această carte este susținută din nou de Dositei, de Stolnic, de Brâncoveanu cu bani, el a plătit tipărirea cărții și pe urmă, este difuzată. Și, vedeți dumneavoastră, apare această carte cu mult înainte de a apare aprobarea pentru tipar la Istanbul. La Istanbul aprobarea pentru tipar apare târziu, în 1726, când apare faimosul tipa, dicționar. Apoi apare tot în 1729 o istoria luptelor navale ale flotei otomane. Și, în fine, tot în 1729, apare și tipografia lui Ibrahim Flechi care este un ungur din Cluj, luat prizonier la 16 ani, trecut la islamism, ca să fie un bun Mahomedan și-a luat și patru neveste. Și a făcut și o tipografie care a funcționat 15 ani la ei, dar este cu mare întârziere, adică cu 28-29 de ani întârziere față de ceea ce publică antim la Snagov. Și are ca model literele și limbajul grecesc de la Snagov. Asta este foarte important, pentru că și aici este un deschizător de școală. De urmă, ar mai fi, dacă îmi îngăduiți, de punctat un aspect al activității lui din perioada când era la Snagov, și anume faptul că suntem exact în perioada marilor frământări de peste munți din Transilvania pentru trecerea uniația. unei părți, cu uniația, dar lupta cu, cu această mare provocare a momentului a epocii respective, pe care Brâncoveanu a e, găsit arme specifice de a încerca să o stăvilească, inclusiv prin trimiterea el la, la Znagov. A făcut aici. o adevărată, cum, cam cum a participat el la București în anii când era mai tânăr, la o școală de tipografie a lui Mitrofan, așa a continuat a la Znagov cu Mihail Ștefan și cu Gheorghe Radovici. Pe acesta, pe Mihail Ștefan, care este poate cel mai cunoscut de împreună cu Gheorghe Radoviș, care a lucrat ulterior și la Râmnic, dar și la Târgoviște, pe acest Mihail Ștefan, în prima lui misiune. Dincolo de hotarele de atunci ale țării românești, l-a trimis în Transilvania, la Belgrad, la Bălgrad, și acolo a tipărit două cărți, spunea Chiriacodromionul din 1699, și un abecedar în limba română, care erau menite să fie în sprijinul uh, populației românești. Este uh, perioada, într-adevăr, în care. Cazania aceasta, că asta era chiria Codromionului, Cazania era o carte care se citea cu foarte mult folos în biserică, întotdeauna explica textul Evangheliei din Duminica respectivă și a fost de foarte mare folos. Deci acest Mihail Ștefan, ucenic al lui antimi Virianu, trimis acolo care ulterior a avut o evoluție, mă rog, un Noi spectaculoasă. deceniu mai târziu ajunge Unul prin ambasadori ai da. tipografiei din țara românească la Alep și în Georgia. Da. Unde a pus, a, a dus, și dus tipografie de aici din țara românească, pe care o folosea în timp pentru uh, tipărirea unor cărți în limba georgiană, solicitat insistent de regele Vachtang în acest sens al Georgiei și, mă rog, în ce privește tiparul limba arabă, acela a fost solicitat foarte mult de patriarhul Antiohiei, Atanasia al III-lea, Dabas și acolo a ajuns o altă tipografie trimisă de Brâncoveanu, care a tipărit până târziu, până în secolul XIX, sfârșitul secolului XIX, unele elemente folosite chiar și mai târziu, de tipar în limbă arabă, dar tipar creștin de limbă arabă. O contribuție deosebită a tiparului din țara românească pe lângă ceea ce era tipografie în limba greacă la vremea aceea, în slavonă, pentru că erau tipăriturile mai vechi care circulau, în timp n-a decât o singură carte. Un, uh, fel de, o gramatică slavonă tipărită tot uh, pe la Snagov este singura lui carte în limba slavonă. Da, da. pentru că era necesară această Pentru diecii de la școala de, al... de la Sfântul Gheorghe, vechi. De la Diecii pentru Cancelaria Domnească, da era necesară și pentru Academia de la Sfântul Sava, dar era da. necesară ca un manual școlar, nu ca altceva. De fapt, el s-a și preocupat, nu numai de formarea lui Mihail și al lui Gheorghe Radović, ci și altora, deoarece a creat în 1705, când a ajuns la episcop al Râmnicului, o școală la Râmnic. E o școală deosebit de serioasă și atent supravegheată de el pentru ca oamenii să învețe carte și să fie interesați să aibă și să cumpere cărțile tipărite de el. Dar acum cred că ar fi interesant să evocăm... Contribuția lui deosebită la biruința limbii române în. în este uh, interesat uh. pentru că el are Evanghelia în limba română. Are liturgie în limba română. Și vedeți, dumneavoastră, dacă cea mai frumoasă liturgie în limba română este a lui Dosoftei, aceasta nu circ. Pentru că e o, dosofti, o carte făcută într-o chilie, care rămâne închisă acolo în chilie, dosoftei neavând posibilitatea să o pună în circulație prin tipărire. Pe când... Antim, lui liturghii, toate cele trei liturghii ale Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfântului Grigorie Dialogul, în liturghia lui da. Lodos Softei. Așa. Da. Pe spuneți. când în 1713 mai ales Antim are posibilitatea să tipărească liturgia, și să o tipărească în număr mare să o pună în circulație pentru toți românii care înțelegeau ce citea preotul, fiind limba lor, este fiind interesant. O, limbă, da. o limbă vernaculară transformată în limbă literară. Dar mai mult decât atâta, altceva ce face Antim care să spune puțin și de care nu se ține seama. În 1708, în februarie, el este ales mitropolit în locul lui Teodosie Veștemeanu, care a murit. Este ales mitropolit, în special prin votul clericilor greci. Dar când rostește predica lui de mitropolit, cuvânt, el o rostește în limba română, vorbește în limba română, arată că el nu ține seama de greci, ci ține seama de poporul care i s-a adresat. Căruia i s-a adresat, da. adresat. Zicea acolo, Dumnezeu n-au căutat la micșorarea și netrebnicia mea, nu s-a uitat la sărăcia și străinătatea mea, ci au căutat la bogăția și noianul bunătății sale și m-au înlăsat nevrednic fiind la această stăpână și mare vrednicie a și m-au trimis la dumneavoastră să vă fiu păstor din această predică rostită la uh, întronizarea ca mitropolit. Este, este da. o, un pasaj da. foarte frumos acesta citit de dumneavoastră, arătând și o schimbare a tabelei de valori. Deoarece nu se mai ține seama de originea lui, ci se ține seama de capacitatea personală a omului, nu de sărăcia lui. Aș fi vrut iarăși să, când ne referim la contribuția lui deosebită la românirea slujbelor noastre, Vedeți, astăzi... cu liturgherul acela din 1713, este un aspect deosebit de semnificativ care nu este de ajuns sau trebuie încă mai mult și repetat adus în atenția publică. Faptul că pe vremea când era episcop la Râmnic, în 1706, el a tipărit acolo o carte numită Ecologion. Ecologionul acesta, de fapt, cuprindea textul integral al molitvelnicului și al liturghierului. Îi zice elef Cologion, care era cuvântul molitvelnicului, dar este și liturghia, prezent, liturghierul prezent unit cu molitvelnicul în aceeași carte. În dată ce a fost ales mitropolit, pe, cu moment pe care l-am evocat acum, în uh, iarna anului 1708, okay. în februarie după moartea mitropolitului Teodosie, uh, el a desfăcut cele două cărți și le-a tipărit separat în același an, 1713 la Târgoviște, liturghierul și molitvelnicul. Și aceste două cărți, în forma începută la Râmnic și continuată apoi la Târgoviște, sunt de o mare stabilitate în ce privește rostirea slujbei în limba română, am zice până în ziua de astăzi. Sunt ecteniile din Molitvelnic care sunt aproape cuvânt cu cuvânt, în bună măsură de la el, ictenia mare, cu pace, Domnului să ne rugăm pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Lui Dumnezeu, Bisericii, Unirea tuturor Domnului să ne rugăm, până la se pe preasfânta curată, prea bine cuvântată, mărita stăpâna noastră și de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenindu-o, sau rugăciunea care este trecută chiar în slujba liturgiei pentru pomenirea morților, Dumnezeul, Duhurilor și a tot trupul care le-ai călcat moarte și pe diavolul l-ai surpat și ai durit viața lumii tale, sus Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a pierit toată durerea, întristarea și suspinarea și așa mai departe. Este cuvânt cu cuvânt toată această rugăciune de la Antim Iviranu și printre altele și prea bine cunoscutul Hristos a din morți. Cântarea de la înviere care este exact în catavasierul lui Antim Hristos a înviat din morți cu moarte, premoarte, călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Sunt numai câteva exemple acestea din ceea ce a însemnat contribuția lui Antim și în general a bisericii la formarea limbii românești literare, la stabilitatea acestei limbi și impresionant faptul că noi rostim astăzi la 300 de ani de la acea perioadă, liturgia cu aceeași formă de exprimare pe care o foloseau înaintașii noștri acum trei veacuri, în vremea lui Antin. Da, datorită limbii foarte frumoase și mai ales datorită predicilor de duminică sau așa numitele didahii, care sunt rostite tot în limba română. Sunt rostite în limba română ca să fie înțelese de oamenii care ascultau. S-a încercat și s-a reușit în ultimul timp, în special datorită eforturilor făcute de domnul academician Gabriel Stremberg, care cam de o jumătate de secol tot lucrează la strângerea tuturor didahilor într-un corpus, a colaborării cu părintele Mihail Stanciu, a eforturilor făcute în ultimul timp de părintele Policarp, să se creeze aproape în întregime un corpus al Didachilor. Noi nu putem decât să ne bucurăm de roadele muncilor și, dumneavoastră, având aici la îndemână, Predicile la Sfântul Dumitru sau... Exact. Ia să vedem cam cum suna textul acesta al lui Antim timp, în predica la Sfântul Dumitru. Chiar, da, chiar la aici a deschis cartea domnului academician Strempel. Zicea Antim așa, lumea aceasta este ca o mare ce să turbură într -o care niciodată n-au oamenii odihnă, nici liniște. Corăbile între valuri sunt împărățiile, Crăiile, domniile și orașele, mulțimea norodului, politiile, supușii, bogații și săracii, cei mari și cei mici, sunt cei ce călătoresc și se află în nevoie. Vânturile cele mari ce umflă marea sunt nevoile cele ce ne supără totdeauna. Valurile ce luptă corabia sunt nenorocirile care se întâmplă în toate zilele. Norii ce negresc văzduhul, fulgerile ce orbesc ochii, tunetile ce înfricoșează toată inima vitează, sunt întâmplările cele de multe feluri, neașteptatele pagube, înfricoșările vrăjmașilor, supărările, necazurile ce ne vin de la cei din afară, jafurile, robiile, dările cele grele și nesuperite, care le lasă Dumnezeu și ne înconjură, precum ca să cunoască credința noastră și să ne vază răbdarea. Toți pătimesc, toți sunt în scârbe, toți suspină sub jugul cel greu al nevoii noi suntem cu toții care îi pătimim atâtea scârbe nesuperite și stăm în cumpănă să perim de nevoi, de nenorociri și cu toate acestea nu ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta vă poftesc, feții mei, așa să vă rugați pururea și toți deodată și mai vârtos într-o aceste vremi ce s-au mulțit nevoile și pe toți împreună de toate părțile ne-au înconjurat nenorocirile, necazurile și scârbele. Foarte Racordat la realitățile timpului său. La realitățile, și, și, poate și, și ale timpului nostru. Și la realitățile de mai târziu, da. să zic, dar și un, un foarte, foarte fin cunoscător, așa de aproape, al mlădierilor limbii române, este o pagină de literatură impresionantă. Această impresionantă evoluție. pentru că este o creație a lui. Da. El nu este numai un executant adică un tipograf care pune în circulație ce au scris alții. Și el personal creează, deci și creează, este. nu numai prin diortosie, adică prin corectarea textului tipării de alții, ci prin aceste predici de duminică ce sunt referiri la ceea ce făceau cei din timpul lui, din jurul lui, ceea ce știa și vedea că se întâmplă și căuta să corijeze cu bunătate și înțelepciune. Pleca de la ceea ce spunea Herodot, că prima și cea mai mare calitate a omului este bunătatea. Și a avut această bunătate de înțelegere a oamenilor și situațiilor cu totul neobișnuit. Vedeți dumneavoastră, într-o lume în care clerul grec încerca să impună limba lui ca o limbă sacră și să-i facă pe oameni să înțeleagă, el vine și vorbește în limba oamenilor obișnuiți. În limba acelui norod prost, cum îl el. Același lucru îl putem vedea, această frumusețe a limbii, dar și realități deosebite legate de ctitoria lui este un alt aspect al vieții sale, această ctitorire a Antim, a în mănăstirii în timp. În care ne aflăm în acum. În care ne aflăm acum. Și care s-a întâmplat spre sfârșitul păstoririi sale, 1713-15, atunci a fost terminată cu contribuții deosebite ale sale personal, cu ușile sculptate de el, cu proiectele făcute pentru biserică și atâtea altele, dar în care aș fi vrut să evoc aici că vorbeam de limbă și de înțelesurile în limba noastră cum se exprima în timp în hrisovul care dubla așezământul, care era mult mai extins ca text, așezământul, celebrul așezământ pentru mănăstirea în timp, hrisovul ceva mai concentrat spunea așa, însă voiesc ca această sfântă mănăstire, care am înălțat-o și am înfrumusețat-o cu a mea cheltuială, să fie slobodă, singură ei legiuitoare, singură stăpânitoare și nimănui supusă numai lui Dumnezeu și Sfinților tuturor, cărora am și închinat-o, să nu fie sub vreo patriarșească, nici sub domnească, nici sub stăpânirea arhierului, să nici supusă vreunui boiariu, nici vreunui mă mănăstiri ver mare, ver mică, ci numai numele cel canonicesc al preasfințului titlului mitropolit să se pomenească într ea, după rânduiala cea bisericească, iar mănăstirea să stăpânească și să se îndrepteze într toate numai de egumenul și de cei cinci epitropi cu un gând într-o toate, după rânduiala ce am așezat în cele 32 de capete. Și mai departe tot așa vorbește de cei care ar încerca să schimbe această așezământ. Deci un, un titor grijuliu, purtător de uh, responsabilitate pentru titoria lui, lăsând acest așezământ care a avut continuitate în timp până în zilele noastre și acum tradiția de îngrijire a celor săraci, a fetelor săraci, a copiilor, a celor aflați în nevoie este prezentă în ceea ce se întâmplă aici la Sfânta Mănăstire în timp. Domnule profesor, spre încheierea ediției noastre de astăzi aș fi vrut să încercăm să evocăm în împrejurările în care s-a sfârșit mitropolitul Antim. Împrejurările sunt încă neclare. Vedeți dumneavoastră Antim a căutat să sprijine lupta anti-otomană. Se aliază nefericit cu Canta Cuzinii care prin Stolnic și prin Mihai, răspunzând unor intenții ale țarului, vor să-l doboare pe Constantin Vodă Brâncoveanu. E o greșeală. Constantin Vodă Brâncoveanu era o personalitate extraordinară, cu o abilitate și o înțelegere politică neobișnuită. Nu putea să fie înlocuit așa de ușor. Îl dobor, dar ce pui în loc? S-a căutat să fie adus Ștefan Cantacuzino fiul Stolnicul. Nu mai fost o, o răcire a relațiilor în 1712? Nu, nu a fost. Nu, era, acea, la nu era cu aceeași defecție. capacitate. Da. Este prima răcire în 1712. Greșește Constantin Vodă Brâncoveanu pentru că dă frâu bunătății și iertării sale. Și Antim este lăsat mai departe în jur. Colaborează mai departe cu Stolnicul și cu Mihai, e îndepărtat Brâncoveanu, să ajunge la sfârșitul tragic al lui Brâncoveanu, dar sunt îndepărtați și Cantacuzini. Și atunci, Metropolitul, în al preasfinția sa, Metropolitul Antim, rămâne singur în fața domnilor fanarioți. Nicolae m-a Fusese una dintre mândriile grecilor din Istanbul. Fusese ră, trei mândri. Dimitrie Cantemir, Constantin Duca Duculeț și el, Nicolae Mavrocordat. E, Nicolae Mavrocordat în momentul în care a auzit și a bănuit, n-a avut dovezi, a auzit și a bănuit că Antim ar putea să colaboreze pentru o mișcare națională românească de îndepărtarea a lui a hotărât să îi pună cap vieții și acțiunii lui anti. Și fără o judecată... A fost uh, și episodul acela în care s-a zvonit că ar veni armatele, trupele austriece de, în țară... Da, fără... Antim a plecat împreună cu el până spre Giurgiu și la Călugăreni a hotărât să se întoarcă. A fost o discuție destul de aprinsă între domnitor și el. A spus că nu poate lăsa turma fără păstor, că n-a apucat să-și ia nimic din uh, uh, cele trebuincioase, în fine, fel de fel de uh, motive. De a scăpa da. de sub... Da. Și, uh, uh, într-adevăr, aici, în București, s-a întâmplat uh, pentru moment o... Uh, Alegerea unui domnitor, în vreme ce Nicolae Mavrocordat fugea spre Giurgiu, a lui Pătrașcu Brezoianu. Care făcea parte dintre cei da. români. Da. Români. Și sigur că imediat deci, Mavrocordat încă... a fost înștiințat, Când imediat venit... turcii au fost înștiințați, în acel moment turcii au mers pe ideea că orice schimbare, oricât ar fi de bună, este mai rea decât o situație stabilă și au decis să-l aresteze pe Antim. A intervenit, Antim nu a fost prevenit de cei din jurul lui, a fost strădat de cei din jurul lui. M-a și cu turcii, lau arestat. De aici a fost sfârșit. N-a fost o judecată. N-a fost un proces. Și... Și a fost și o indicație secretă, așa, ca el să nu ajungă la locul de surghiun de la mănăstirea Sfânta Ecaterina, de la Muntele Sinai, unde oficial pornise. Și pe drum s-a întâmplat episodul acesta a fost un accident. Unde a fost accident, nici asta nu se știe precis. Unii spun că ar fi fost la Snagov, alții spun că ar fi fost, cei mai mulți, că ar fi fost în fluviul lângă fluviul Marita. fluviul fost da. Și ar fi fost înnecat undeva în fluviul marița, În orice caz, ceea ce este cert, că a fost ucis banditește de către mavrocordați și turci, foarte clar. Iar meritele lui extraordinare, pentru care a fost canonizat, cel de tip parnic, de unor cărți splendide, de introducere a limbii românești în oficierea cultului, de creare de școli, de răspândire a cărții tipărite în sud-estul Europei, în Georgia, în Antiochia și la Alep, sunt extraordinare și trebuie să mulțumim sinodului pe această cale că au canonizat un om de asemenea factură care a făcut atât de mult pentru biserica ortodoxă, nu numai românească, ci în general. Spunând că această canonizare este legată de momentul 1992 iunie, o canonizare foarte mare, bogată, impresionantă, generoasă. generoasă a bisericii noastre și că ea urma unui alt moment impresionant care practic a pregătit această canonizare, ridicarea anatemei pe care o ceruse Mavrocordat de la Patriarhul de la Istanbul în 1966 cu sprijinul Patriarhului Atenagoras prin stăruința Patriarhului de Vredică, pomenire de atunci Justinian, putem spune că, într-adevăr, memoria lui Antim este, în momentul de față, unanim apreciată, este luminoasă, este roditoare și noi, ajungând la sfârșitul acestei discuții, nu avem decât să avem conștiința faptului că n-am putut evoca decât o parte dintre... O el, mică parte. Dintre... Este și greu da. să evoci Într-un singur ceas, ceas o personalitate ceea ce a făcut asemenea, da. un om de asemenea statură intelectuală, care este covârșitoare, este. este unul dintre cei care se nasc odată la o mie de ani, o capacitate cu totul și cu totul neobișnuită. Domnule profesor, vă mulțumesc așadar pentru această evocare. Nădăjduim să putem relua conversațiile noastre deosebit de plăcute și de aprofundate și în contextul altor teme și vă mulțumim și dumneavoastră stimați telespectatori pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Vă așteptăm cu multă plăcere și la alte ediții ale ciclului Comori ale Ortodoxiei. Să ne revedem cu bine!